Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi săgetători! În această etalare vom vedea ce se întâmplă pentru voi în luna noiembrie și vom începe cu etalarea generală, după care vom trece la iubire și cariera. Este o lună în care copiii, într-o oarecare măsură, sunt foarte importanți pentru voi. Poate să fie de asemenea vorba și de un proiect care urmează să fie început în această lună pentru unii dintre voi. În sensul în care aici avem curcubeul și copacul vieții, aici poate să fie vorba de un proiect trecut care să poată fi readus la viață, dar într-o formă diferită, sau un partener trecut de afaceri cu care să începeți un nou proiect sau să luați, să aveți pur și simplu un nou început. Pentru că e ca și cum ați lua o idee mai veche sau un partener mai vechi de afaceri sau ceva de acest gen și faceți lucrurile într-o manieră diferită. Pentru fiecare va fi diferit. Dar am să vedem. Pentru cei care doresc să aibă o mutare sau să, cum să zic eu, sau să închirieze ceva sau să facă o tranzacție cu un teren, este foarte important pentru voi ca voi să vizualizați acea tranzacție pe care o faceți și să preluați inițiativa în anumite cazuri în legătură cu aceasta, chiar dacă negocierea, de exemplu, poate să pară pentru voi un pic mai dificilă în legătură cu asta, nu este cazul să vă speriați sau nu este cazul să vă temeți că ceva nu merge bine, pur și simplu este nevoie de voi să aveți puțină răbdare pentru că lucrurile se vor rezolva, doar că va fi o chestiune care va mai dura o vreme, nu se întâmplă chiar totul acum, dar cred că pe la finalul lunii noiembrie, respectiv începutul lunii decembrie, voi deja începeți să rezolvați tot ce aveți aici de făcut în legătură cu casa. Voi trebuie să vă puneți pe voi pe primul loc și să țineți cont că nu există o prioritate mai mare decât ca voi să fiți bine. Dreptatea vine. Unii dintre voi s-ar putea să așteptați o sumă de bani sau să fie cumva un proces sau să fie vorba de ceva de această natură, dar dreptatea vine. Pentru fiecare poate însemna diferită, na. Și eliberați sentimentul de vină pentru că voi nu aveți de ce să vă simțiți vinovați în legătură cu această situație. Fiecare aici știe despre ce situație este vorba. Este foarte ok ca voi să faceți o meditație în legătură cu chakra sacrală pentru a curăța energia acestei chakre. De asemenea, este foarte important ca voi să vă setați intenția și să luați acțiune în direcția pe care voi vreți să o atingeți. Dacă voi nu luați pașii necesari către acea activitate, acea direcție, acel obiectiv, luați-o cum vreți, e clar că nu o să apară rezultate. Este foarte important pentru voi să vă folosiți creativitatea, este foarte important pentru voi să vă găsiți o metodă de a vă exprima și să o faceți des. S-ar putea ca în unele zile să nu aveți chef de nimic, e posibil ca în unele zile să nu vreți să ziceți nimic sau să nu vreți să comunicați cu nimeni, dar este foarte important ca voi să vă țineți de acest proiect, să vă țineți de pașii voștri, să vă țineți de ceea ce doriți voi să faceți. Pentru a reuși să ajungeți la o rutină care vă face bine și vă ajută să vă simțiți bine în momentul prezent, pentru că altfel nu vă să se întâmple lucruri mai benefice sau mai bune pentru voi, este musai ca voi să vă ocupați de acestea și să aveți un program personal.
La foarte multe zodii mi-a ieșit necesitatea unui program pe luna viitoare. Nu știu dacă și pentru voi va fi într-adevăr tot atât de încărcat ca și la alte zodii, dar sincer, nici voi nu e că stați foarte liniștiți, nici voi nu e că neapărat vă relaxați în fiecare zi, pentru că la cum sunt energiile aveți lucruri de transformat, de schimbat, de îmbunătățit, aveți pur și simplu destule pe cap. Dar vă văd că reușiți să le rezolvați, dar să aveți răbdare. Țineți cont că este foarte important ca voi să lucrați mai mult cu energia Reiki. Este o energie pe care toți o avem, toți o putem accepta, dar e mai bine să vă documentați un pic despre aceasta și să o folosiți. De asemenea, este foarte important pentru voi să reușiți să vă faceți timp pentru fie yoga, fie să cântați mantre, fie sau să ascultați mantre sau să faceți o rugăciune, orice de această natură. Și de asemenea, pentru voi, țineți cont că este o lună de prosperitate, nu doar materială, ci și spirituală. De fapt, de aici am luat. De aici am luat. Să vedem spatele pentru voi. E cazul ca voi să vă deschideți posibilităților infinite. Aici este vorba de a accepta faptul că ceea ce vă doriți voi să obțineți puteți avea, dar este cazul ca voi să vă schimbați planul de acțiune, pentru că este ca și cum planul vostru de acțiune nu se pupă sub nicio formă cu ceea ce doriți voi și de asta nu reușiți să manifestați ceea ce doriți. Este momentul ca voi să vă vindecați, încercați să aveți grijă să vă odihniți suficient și să aveți grijă la sănătate și s-ar putea să fie un fel de test spiritual luna asta, ca voi să oferiți altor oameni. Dacă veți oferi, automat și voi veți primi mai mult. Și este bine să încercați să petreceți timp acasă pe cât de mult posibil pentru a vă regenera forțele. Urmează o transformare destul de mare, destul de frumoasă, dar desigur aceasta necesită și efort din partea voastră. Să vedem legat de dragoste ce se întâmplă pentru voi. Voi vă simțiți bine în pielea voastră? Și aveți foarte multe opțiuni și știți chestia asta și sunteți mulțumiți de chestia asta. Dar e ca și cum voi ați vrea ca lucrurile să se miște mai rapid și faptul că uneori nu aveți certitudinea pe care voi vreți să o aveți, vă poate crea anumite momente de anxietate. De asemenea, este foarte important ca voi să vă păstrați în minte o idee asupra ceea ce doriți, pentru că puteți să aveți acea conexiune pe care voi o doriți, doar că este posibil pur și simplu să nu cunoașteți persoana potrivită încă. De asemenea, țineți cont că nu are rost ca voi să vă obosiți atât de mult cu energia altor persoane, mai ales dacă sesizați că acestea nu-ți benefice pentru voi. Este foarte important pentru voi să vă țineți ocupați de fie de practici spirituale, fie de muncă. Și este cazul ca voi să vă lăsați să fiți văzuți. Să fiți văzuți poate să însemne pentru unii, fie vorba de poze, pentru alții fie vorba de, nu știu, un canal de YouTube, pentru alții poate să fie vorba de a ține un discurs, pentru fiecare va fi un pic diferit în legătură cu asta și este cazul ca voi să vă regăsiți plăcerea de a trăi prin activitățile care vă fac plăcere, în sens, când zic activitatea asta nu înseamnă neapărat statul în pat la televizor, asta nu înseamnă, nu știu, intrând într-o rutină și să nu mai ieșiți din ea, nu, din contra, vi se cere să ieșiți din rutină, să faceți ceea ce vă place și să fiți un pic mai activi.
Pe carieră. În carieră, atenție, pentru că aici pare că o persoană de care voi sunteți atrași cumva vă încurcă din a vă face treaba. Nu știu exact cum se va potrivi asta cu fiecare. Dar cert este că poate să fie vorba pur și simplu de gânduri, de faptul că sunteți cu gândul la această persoană, cumva vă împiedică din a vă face eficient treaba sau din a munci de oricum sau ceva de această natură. Este necesar ca voi să acceptați adevărul așa cum este și să nu mai aveți așteptări de la persoanele din jurul vostru. De asemenea, este foarte important ca voi, dacă sunteți întrebați în legătură cu ceva, să răspundeți, dar aveți grijă în felul în care răspundeți, pentru că voi aveți tendința ca în loc să obțineți răspunsuri, fie să vă împăcați cu persoana, fie să declanșați un război cu persoana, dar nici de cum nu sunteți într-un câmp neutru. Oricum, nu văd vreo situație momentan să vă mulțumească pe deplin, nu văd să reușiți să vă regăsiți un echilibru cu altă persoană, dar totuși vi se cere ca voi să vă păstrați gândurile clare, directe, orientate cât se poate declar către ceva ce voi vă doriți, fie că vă place sau nu. Dacă voi continuați în ritmul ăsta, o să aveți un conflict mental care o să vă mănânce foarte multă energie pur și simplu și din care nu vă văd să ieșiți prea ușor și care o să vă saboteze pe foarte multe planuri și nu cred că este cazul să lăsați chestia asta să vă saboteze în continuare. Cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă etalarea și să ne revedem cât mai curând. La revedere!